Liceul Tehnologic Alexe Marin se pregătește să-și primească noua generație de meseriași. Prima etapă de înscriere pentru școala profesională s-a încheiat, iar la cele mai solicitate specializări, cele de mecanică și de operator mașini de comandă numerică, a mai rămas doar câte un loc disponibil. În urma derulării primei etape de repartizare la școala profesională, s-au înscris un număr de 54 de elevi, deci pentru două clase, noi având în plan de școlarizare patru clase, au rămas locuri libere, câte un loc la mecanici auto, un loc la operator pe mașini comandă numerică și câte 14 locuri la patru calificări. La zidari, 14 locuri la tinichigiu, vopsitor auto, la strungar și la lăcătuș mecanic. Pentru clasele care nu au fost completate, conducerea școlii îi așteaptă pe elevi la cea de-a doua sesiune de înscriere. Toți absolvenții de clasa 8-a, chiar dacă nu au susținut examenul de evaluare națională, au posibilitatea de a urma cursurile unei școli profesionale la una din specializările vacante. Etapa a doua de repartizare la școala profesională va fi între 20 și 24 iulie. Se pot înscrie absolvenți de clasa 8-a cu sau fără evaluare națională, și cred că vor mai fi solicitări. Deja ei au început să vină acum să se înscrie, dar trebuie să aștepte acea perioadă. Cei care aleg cursurile unei școli profesionale trebuie să știe faptul că au avantaje multiple. Pe lângă diploma de calificare pe care o vor primi la sfârșitul anilor de studiu, aceștia vor beneficia de stagii de practică la agenții economici de pe platforma industrială a Slatinei, iar șansele de intrare pe piața forței de muncă vor fi mult mai mari.